Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor! Sâmbăta aceasta ne amintim de 16 iunie, data la care romii din România sărbătoresc Ziua Națională a Limbii Romanii. V-am pregătit un material dedicat istoriei limbii romanii. Vorbim de asemenea despre campania SOS Copiii Romi și vă prezentăm imagini de la cea mai recentă acțiune întreprinsă de Partida Romilor pentru a-i sprijini pe părinții și elevii care se pregătesc de admiterea la liceu. De altfel, invitat în studioul emisiunii noastre, deputatul Cătălin Manea va prezenta detalii legate de inițiativele menite să îmbunătățească mediul școlar și să înlăture fenomenul de bullying și discriminarea din educație. A doua parte a discuției va continua cu Iulian Paraschi, noul președinte al Agenției Naționale pentru Romi, care vorbește despre rolul instituției în îmbunătățirea calității vieții din comunități. Rămâneți așadar alături de noi. Începe o nouă ediție din Viața Romilor. Despre romi se spune că știu cel puțin două limbi, limba romanii și limba poporului în care își duc traiul de zi cu zi. Fascinantă, surprinzătoare și cu o vechime îndelungată în istoria omenirii, limba romanii are o zi oficială în România, grație eforturilor depuse de foștii deputați Daniel Vasile și Nicolae Păun. Limba romanii este o limbă străveche, datează din timpuri post-sanscritice. Face parte din grupul indic, ramura indo-ariană a limbilor indo-europeană. Limba romanii este similară cu alte limbi vorbite în nordul Indiei, în special cu limba vorbită în ținutul Punjab. Este o limbă vorbită de 6 milioane de vorbitori, utilizată pe toate continentele, iar în țara noastră găsim cea mai densă populație de etnie romă, vorbitoare de limbă romanii. În România regăsim 325.000 de vorbitori de limbă romanii. Totodată vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, potrivit datelor Ministerului Educației, în sistemul de educație regăsim astăzi 230.000 de elevi cu identitate romă asumată, dintre care 30.000 studiază limba romanii. În numele minorității romilor, vreau să vă mulțumesc pentru acest gest de demnitate și spun cu tărie că minoritatea romilor are nevoie de demnitate, are nevoie de întărirea stimei de sine. Pe 16 iunie, limba romanii este sărbătorită de către toți etnicii romi din România, dar și de către pasionații de istorie și cultură romanii. La nivel internațional, limba romanii este sărbătorită la data de 5 noiembrie printr-o decizie UNESCO din anul 2015. Pentru că nu putem lăsa ca această dată să treacă neobservată, ținem să enumerăm o serie de aspecte mai puțin cunoscute publicului larg despre limba romanii. Aceasta a fost atestată sporadic în secolul al XVI-lea și, mai bogat, din secolul al XIX-lea, fiind scrisă abia începând din secolul al XX-lea, cu diferite sisteme ortografice bazate pe scrierea din statul unde este vorbită. Cu o vechime care datează din timpuri post-sanscritice, limba romanii face parte din grupul indic, ramura indo-ariană a limbilor indo-europene. Cu peste 5 milioane de vorbitori în întreaga lume, limba romanii este utilizată în țări de pe toate continentele, cei mai mulți regăsindu-se în estul Europei. Limba romanii este similară cu alte limbi din nordul Indiei, în special cea din Punjab, regiune de unde se presupune că provin romii. Alte limbi cu care se înrudește sunt bengali, kashmiri, hindi, gujarati, marathi. Unii consideră că romanii este un grup de dialecte, în timp ce alții cred că există mai multe limbi romanii înrudite. Apartenența limbii romanii la grupul indic a fost recunoscută la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în mod independent de mai mulți filologi, când au descoperit circa 400 de rădăcini care au paralele în alte limbi din grupul indic. La nivel oficial, în România, numărul vorbitorilor de limbă romanie în școli și universități este de 31.000 de persoane. În prezent este posibilă o centralizare care oferă date despre elevii și studenții care studiază limba romanii, dar să nu uităm că aceasta a fost transmisă de-a lungul timpului prin viu grai de bunicii și bătrânii comunității.
În Europa, datele neoficiale plasează Slovacia, Cehia, Bulgaria și Ungaria în rândul țărilor care au un procent ridicat de vorbitori de limbă romani, aproximativ 200.000 de vorbitori. În unele țări, precum România, Suedia sau Serbia, s-au depus eforturi de standardizare a limbii romani. În România, procesul de standardizare este în primul rând rezultatul muncii profesorului Gheorghe Sarău, care a alcătuit o variantă purificată a limbii romani, folosită acum în instituțiile de învățământ. Invitat de nenumărate ori în cadrul emisiunii noastre, profesorul Gheorghe Sarău, alături de alți specialiști pe limba romani, au oferit publicului telespectator informații prețioase din spațiul lingvistic rom. Se poate spune că limba romani, și sigur puteți interveni, domnule profesor, este una, dat fiind faptul că romi din diversele țări ale lumii se înțeleg dincolo de micile diferențe? Tocmai asta face, acest lucru face frumoasă limba romani, bogăția lexicală. Vorbim de structură gramaticală și de lexic. Dacă ne referim la lexic, evident, sunt particularități specifice fiecarei țări, să le numim așa, pentru că... Chiar și fiecare zone dintr-o țară anume. Chiar fiecare zonă din țară, evident, referindu-ne la noi în România, sunt patru mari dialecte vorbite ale limbii romanii. Vorbim de dialectul căldărăresc, dialectul ursăresc, cerspoitoresc și dialectul carpatic. Evident, putem așeza oarecumva geografic, le putem localiza utilizarea, geografic, da, clar, aparent, da. Însă poate ce e important să spunem, că romii, vorbitori nativi ai limbii romanii, se pot înțelege indiferent de dialectul. Adică graiul carpatic cu graiul ursăresc sau spoitoresc, chiar, unde acolo sunt multe cuvinte turcești, am înțeles, sau cu cel călăresc, oamenii aceștia se înțeleg. Există o comprensibilitate între vorbitori, faptul că avem un fond lexical comun. Poate că asta e important să spunem. Avem un fond lexical comun, numai la nivelul dialectelor utilizate în România, cât și la nivelul celorlalte dialecte întâlnite în afara României. Pentru că și structura limbii care e identică. Evident, de structura gramaticală aici e clară. Acolo e clară, e treaba, foarte, nu? Clară. Deci, practic, dialectele sunt date de lexic. Diferențele dialectale, evident, sunt de date particularitățile de lexicale. Și o limbă nu se judecă după lexic, ci după structură. Fiind structura aproape identică în toate dialectele. Da, pentru că iată salvarea limbii romani și miracolul care a dus la menținerea ei. În cadrul emisiunii noastre v-am prezentat de-a lungul timpului și o serie de evenimente, dezbateri și reportaje, având ca temă limba romani. Fie că v-am prezentat concursuri de limbă și istorie romani, că am discutat cu lingviști despre frumusețea acestei limbi sau că am avut invitați în platou pasionați de limba romani din alte culturi, toate aceste ediții au fost un motiv de mândrie și promovare a spațiului cultural rom. Având o tradiție de aproape două decenii, Olimpiada de Limba Romani ocupă un loc important în calendarul evenimentelor școlare din România și demonstrează prin numărul mare de participanți și rezultatele obținute o evoluție notabilă a interesului pentru studierea limbii romani. Din an în an, lucrările sunt foarte, foarte bune. Anul acesta a fost foarte greu să delimităm și să punctăm cele mai bune lucrări, pentru că toate au fost foarte bune. Avem cele mai mari note. Este prima dată când avem cele mai mari note. Mă bucur tare mult că au participat copii din toată țara. Eu cred că sunt un exemplu pentru ceilalți copii și eu cred că ei sunt promotorii limbii romanii. În evaluarea lucrărilor, membrii comisiei au ținut cont atât de cunoașterea materiei și exprimarea corectă din punct de vedere gramatical, cât și de creativitatea participanților. M-am pregătit de mult timp pentru olimpiadă, de când eram mică, și așteptam mult să vin la olimpiadă. Mă întâlneam cu mulți profesori în timpul verii și mă pregăteau și mă ajutau și e pentru prima oară când am venit la Olimpiada Națională și înseamnă destul de mult pentru mine. Premiul pentru mine cred că este o oarecare încoronare a
a muncii mele, a ceea ce fac de câțiva ani, pentru că am început să particip din clasa 7 la Olimpiadă și la concursul de istorie și la concursul de creație Ștefan Fuli și în fiecare an încerc să mă perfecționez în limbă, să-mi dezvolt abilitățile și chiar am fost extrem de mulțumită de punctajul pe care l-am obținut. Mă siclilem în romanice vi corcori. Ce ce e corcori? Tai vi andie școala e romane ce biaki. Ande școala kai ande Budapesta. Va na ande universitatea Atena andie că școala privată școala kai. Kai siclovel pes romanes. Va. Miro profesor, miro siclierno, sas biec ciororom, ta siclier de azi m-am but mișto. De cap, că și-a nes but mișto romanes. Sar sas mai dur. Cana me agori să ardem o masterato cote, în Ungaria, me cam lent pe sicliovav e romanicev mai but, mai dur. Tai me avileas mange i godi, te cherav rodipen pe romanicev cu doctorato. Ta kai. Me avirem palpale ande România, sostarke, ande România, si e mai but roma, save geanente va chiar în romanes. Tai me palpale avirem ande România. Tai conca melte sicilioli romanicev ande România, are sel automat. Corai, cu barorai. Corai cu... Gheorghe Sarău. Va. Sau astardea, vas din ea, e romanici, mm-hmm. Hai totdea la nande de școle, hai în de universitate. Vop, si o responsabil o te punavă că pe cadea buti. Hai, lestar me siclilem e romani lingvistica, tai acana me cherav rodipem pa iec dialecto în de România, cu doctorato. Si paro kaname avilem yektovaran di Romania egaje pendemange te liao sama paroma pa patsigan me na penav ke nasi nichek rom savo chorel si importanto si mai importanto si o manushipen sostar ke kanan kai si choripen si vi nasuripen vi ande amende ande Japonia vi Romania vi ande aver tema taime pachav ke na importanto so miamo vai so importanto si manushipen me achav sai vreama pașal e la ce manușa na important vaș mange roma vai românuria vai japonezuria na crez diferența na crez diferența ne pachav ke kadia si egaliteta vai. În România, din păcate, din cauza unei istorii tumultoase care a implicat multă negare, suferință, sclavie și genocid, mulți romi nu își cunosc limba sau, mai grav, își ascund identitatea, refuzând apartenența la grupul etnic. În astfel de cazuri, nu se poate vorbi nici de cunoașterea istoriei și, mai cu seamă, a limbii. Totuși, prin eforturile serioase a unor lingviști, oameni politici și organizații rome, limba romanii este puternic promovată astăzi, iar numărul celor care s-au decis să descopere această limbă a crescut simțitor. Conform datelor colectate de specialiștii care lucrează cu și pentru comunitățile de romi, se estimează că numărul vorbitorilor de limbă romanii a ajuns în România chiar la 1 milion. Chiar dacă la nivel oficial, cifrele indică un număr mult mai mic. În cadrul campaniei SOS Copiii Romi, Partida Romilor Pro Europa a organizat împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București o nouă ședință de informare și consiliere pentru admiterea la liceu din acest an. Peste 300 de părinți și elevi, grupați pe mai multe serii, au participat la sala de festivități a Colegiului Mihai Viteazul din Capitală, la acțiunea care le-a facilitat obținerea de informații și sfaturi prețioase legate de completarea codurilor în fișele de înscriere, alcătuirea și depunerea dosarului, procedura de repartizare precum și recomandări privind alegerea unui profil în funcție de aptitudini. Avem prima etapă de admitere în care dumneavoastră, după evaluarea națională, după ce veți avea media de admitere,
veți completa fișa de opțiuni, da? Dumneavoastră aveți o etapă distinctă comparativ cu ceilalți, adică în perioada 16-19 iulie veți completa opțiunile, da? Opțiunile care le veți găsi în broșură, deci acele coduri unde aveți locuri pentru rom. Deci locurile pentru rom sunt a treia rubrică după numele liceului. Prezent la eveniment, deputatul minorității rome, Cătălin Manea, a prezentat în detaliu toți pașii necesari pentru reușita înscrierii la liceul ales. Elevii au aflat că pot accesa mai multe specializări, dar și că trebuie să țină seama de media calculată pentru admitere. Se apropie examenul de evaluare națională. Aici, și în broșură găsiți informația, probabil că știți și din anii trecuți, calculul mediei se va face în felul următor. Media claselor 5-8 va conta doar 20% din ponderea mediei de admitere finală, iar notele pe care copiii dumneavoastră le vor obține la examenul de evaluare națională va conta 80%. Au fost prezentate informații privind oferta de școlarizare în licee, învățământul profesional și dual de stat și oportunitățile de care beneficiază candidații romi. Pentru mulți părinți, informațiile au constituit o premieră și au reușit cu această ocazie să-și înlăture toate nelămuririle legate de această temă. Ne-a explicat foarte clar ce trebuie, cum procedăm și ce trebuie să facem. Deci ne-a arătat și formularul și e foarte bine că am venit, că am fost prezent la ședință. La școala unde învață băiatul, a primit aceste informații? Nu, la 307 chiar nu învață la o școală foarte bună, la 307 care doamna dirigintă nu ne-a sunat, nu ne-a explicat că trebuie să completăm formulare, absolut nimic nu ne-a zis. Deci dacă nu veneam aici, habar n-am, nu aflam nimic. Informațiile pe care le-ați primit astăzi în ședința de informare v-au fost furnizate și la școala de unde vine fata? Chiar vorbeam cu soția și mă gândeam, zic, mă, care e procedura, cu cine vorbim? Nu a fost ceva foarte clar la școala numărul 40 de acolo, deci n-am primit niște informații clare de la secretaria. Este un mare avantaj pentru noi, deci ne ajută Partida Romilor, ne ajută, adică ne oferă și nouă locuri, da, să mergem spre o viață mai bună. Îi mulțumim pe această cale, ce să vă spunem, chiar a fost utilă ședința și sper că a înțeles-o fiecare. Am rămas uimit. Pentru că un profesor nu ne-a explicat ce trebuie să facem. Vi s-a părut utilă această ședință de informare? Da, a fost foarte utilă pentru că ne-a explicat tot ce a fost ok pentru noi să știm. Și ce anume? Unde aveați neclarități și acum informațiile sunt clare? În privința liceelor, nu ne descurcam cu codurile, cu ce... Fișa de înscriere, da. Acum mai aveți așa mari emoții? Acum am revenit. Acum, da. Din perspectiva părintelui v-aș întreba, cum găsiți ședința de astăzi? A fost utilă, nu a fost utilă? Foarte utilă, foarte utilă. Ne ajută să intrăm, spre exemplu, la liceele pe care le dorim pentru copiii noștri. Unde aveați emoții sau neclarități? La completarea fișelor pentru înscriere la licee, acolo. Și aici ni s-a explicat. Am înțeles că avem șanse mari să intrăm unde ne dorim. Informațiile care vi-au fost prezentate astăzi v-au fost oferite și la școala unde învață fata? Da, ne-au fost oferite și acolo în mare parte. Dar aici ne-a explicat în detaliu tot ce a trebuit să înțelegem pentru a fi bine. Deși din cauza pandemiei, pregătirea elevilor romi pentru înscrierea pe locurile special alocate lor a fost, ca și anul trecut, încetinită de restricții, Partida Romilor a continuat să furnizeze informații și să le fie alături părinților și elevilor aflați în fața unui eveniment hotărător pentru viața lor. Alături de părinți și copii, la eveniment au participat și cadre didactice de etnie roma. Este un lucru minunat ceea ce s-a întâmplat astăzi, pentru că nimeni nu empatizează cu părintele dincolo de catedră. Și noi în spațiu școlar, eu vorbesc în calitate de dirigintă, eu transmit toate informațiile, tot ce înseamnă, toate noțiunile pe care trebuie să le transmitem atât din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București, cât și din partea Partidei Romilor Pro Europa. Astăzi am aflat că după 9 ani există și a doua etapă.
Și este un lucru minunat, pentru că în ședințele publice, părinții de fiecare dată optau pentru un liceu pe care îl aveau ca favorit. Se întâmpla să nu intre copilul acolo și rămânea pe din afară. Nu mai exista cea de-a doua etapă. Prin urmare, mergea cu ceilalți la oaltă. Acum au foarte multe șanse, au chiar 3 șanse. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, tot acest flux de informații, este benefic nu numai copiilor, părinților, dar chiar, uite, și pentru noi cadrele didactice. Candidații au trecut peste emoțiile momentului și au apreciat atât avantajele cunoașterii procedurilor de admitere, ale întâlnirii, dar și de cele morale de susținere în asumarea identității. Ce te aștepți să găsești astăzi la ședința de informare? La ce întrebări ai vrea să ți se răspundă? Unde ai tu neclarități? Astăzi, la ședința aceasta, vreau să mi se răspundă la anumite întrebări, de exemplu, cum se depune dosarul, cum să completez acea fișă, codurile. Procedura mi se pare stufoasă și am nevoie de o lămurire în acest sens. Deputatul Cătălin Manea a oferit un sfat prețios părinților și copiilor, și anume să nu se rușineze nici de cum că sunt de etnie romă. Ce părere ai despre sfatul ăsta? Are foarte mare dreptate, nu trebuie să ne temem pentru că suntem de etnie romă, ci să ne lăudăm cu acest lucru. La ce întrebări ai vrea să ți se răspundă? Aș vrea să se răspundă la fișa de înscriere, mai exact. Codurile de la liceu, cum trebuie completate, când să le depunem. Ai temeri în această privință? Sincer, puțin, că poate nu va fi corect și... Deputatul Cătălin Manea, la final, a oferit un sfat părinților, acela de și copiilor implicit, de a nu se rușina că sunt de etnie romă. Tu cum privești sfatul ăsta? Nu ar trebui să te rușinezi dacă ești de etnie romă, adică dacă așa ești, trebuie să-ți asumi, nu ar trebui să-ți fie rușine. Am venit aici pentru a afla mai multe informații, cum să completez fișa de înscriere. Aș vrea să optez pe, nu știu, un liceu anume, dar aș vrea să mă duc pe turism și alimentație. Ți-e teamă de realizarea dosarului? Puțin așa am emoții, dar tot va fi bine, sper. Eforturile făcute de Partida Romilor și ISMB, parteneri în campania SOS Copiii Romi, dau rezultate nu doar în creșterea numărului de elevi romi care își continuă studiile, dar și în ceea ce privește nivelul de implicare al părinților. Anul acesta, ca de altfel de câțiva ani încoace, de când facem aceste ședințe de instruire, părinții sunt mai responsabili, foarte interesați de tot mecanismul acesta al admiterii în sistemul liceal, profesional și dual, doritor să știe cât mai multe, să nu piardă nicio etapă din această admitere, dornici să, ca elevii, ca copiilor să intre la liceele pe care și le doresc, și destul de realiști, aș putea să spunem, un cuvânt pe care l-aș folosi dacă m-ar întreba cineva cum i-aș caracteriza, ar fi cuvântul responsabilitate. Cu ce date importante ar trebui să plece părinții de la ședința de astăzi, dar și cei care privesc această emisiune? Păi, în primul rând, ar fi prima etapă computerizată pentru copiii de etnie romă, deci vor completa fișele cu codurile, fișele de înscriere cu codurile în perioada 16-19 iulie. La nivelul Bucureștiului, fișa are o culoare albastră. Asta pentru informarea tuturor părinților. Și, sigur, atunci când vor completa fișa, vor fi consiliați de către diriginții claselor a 8-a. Este foarte important. Dacă unul dintre elevii de etnie romă nu a fost repartizat prin această repartizare computerizată, sau nu îi place locul la liceul la care a fost repartizat, atunci ei pot renunța la locul acela și merg pe repartizarea computerizată națională. Adică vor primi încă o dată o altă fișă de înscriere, da, de la școala respectivă, și vor completa codurile pe locurile normale, adică nu pe locurile de rom, pentru că etapa s-a dus.
pentru cei care au obținut un loc și l-au dorit foarte mult, au ajuns acolo unde și-au dorit, să nu uite să depună dosarele pe care le primesc de la școlile gimnaziale la unitățile de învățământ liceal. Adică, în perioada 25-28 iulie, se vor depune aceste dosare. Este foarte important, dacă nu ți-ai depus dosarul în această perioadă, ai pierdut locul de la liceul respectiv. De 15 ani, Asociația Partida Romilor derulează campania SOS Copiii Romi într-un parteneriat stabil cu ISMB, sprijinind sute de elevi de etnie romă să-și continue parcursul școlar și să-și fructifice aptitudinile. Reprezentanții Partidei Romilor și-au arătat disponibilitatea de a fi oricând în ajutorul elevilor, strategia campaniei fiind permanent adaptată nevoilor candidaților și modificărilor din sistemul de educație. Să nu uităm faptul că copiii s-au reîntors la școală după un an și jumătate de izolare, an și jumătate în care au stat în online. Mulți dintre copii, și nu doar copiii de etnie romă, au fost diagnosticați cu anxietate, adică sunt niște probleme peste care nu aș vrea să trecem foarte ușor. În continuare, în opinia mea, mediul școlar este unul rigid. Din păcate, ședințele cu părinții nu s-au mai făcut în format fizic, în format față-înfață de peste un an și jumătate. Iată că și cu puțin timp înainte de încheierea anului școlar, ședințele cu părinții se fac tot în online, tot prin intermediul unor aplicații de Zoom, Classroom sau eu știu ce altă aplicație. Motiv pentru care ședința de astăzi este cu atât mai utilă, pentru că este prima ședință față în față cu acești părinți. Sigur că ei trebuie să iau o decizie extrem de importantă privind viitorul copiilor lor, respectiv admiterea în liceu sau în școala profesională. Realitatea anilor trecuți ne arată că cei mai mulți dintre acești copii au terminat liceul cu note foarte bune, au luat examenul de bacalaureat, mulți dintre ei au intrat, peste 80%, avem o statistică, au intrat în instituții de învățământ universitar, au terminat și facultățile și iată că măsurile afirmative și eforturile pe care noi le depunem de ani de zile Partida Romilor se concretizează în cristalizarea unei noi elite, unei noi generații a minorității noastre de care avem nevoie mai mult ca de aer. O doamnă v-a întrebat în sală dacă se pot depune dosarele și în format online. Dumneavoastră i-ați recomandat prezența fizică pentru depunerea dosarelor. De ce este foarte important ca părinții să se ducă personal să depună aceste dosare? Da, am invocat și un argument de ordin tehnic, dar cred că principalul argument este unul de natură morală. Eu cred că nu este un efort prea mare pentru noi, în calitate de părinți, să ne deplasăm la unitatea școlară și să depunem dosarul copilului nostru. Adică nu trebuie să fim într-atât de comozi încât să apelăm la depunerea dosarului de înscriere în format electronic. Deși există posibilitatea asta legală, să nu uităm că cele mai multe unități școlare au adresele de mail pe anumite domenii web cu .ro, iar mail-urile care vin dinspre Yahoo sau dinspre Gmail sunt contorizate ca fiind spamuri sau viruși și tot așa mai departe. Și atunci există sigur riscul ca părintele, deși poate trimite dosarul în format electronic, școala să nu-l primească sau să nu-l sesizeze în timp și atunci riscă ca elevul respectiv să-și piardă locul. I-ați îndemnat de asemenea pe elevi să-și asume cu tărie identitatea. De ce ați făcut-o? Încă aveți cazuri de elevi și părinți care vin în 2021 să se plângă din cauza discriminării cu care se confruntă în școală? Da, din păcate sunt cazuri și nu sunt puține, sunt destul de multe. Cazuri de discriminare, cazuri de rasism. Sunt foarte mulți profesori, foarte multe cadre didactice care sunt rupte, aș putea spune, de realitate, de ceea ce înseamnă democrație, de ceea ce înseamnă Constituția României, sunt rupte de ceea ce înseamnă istoria României și istoria minorităților naționale în general, istoria minorității rome în particular. Și atunci, neavând, necunoscând toate aceste detalii, toate aceste repere istorice
pe care se fundamentează România, sunt tentați să facă o serie de greșeli care, repet, din păcate s-au tot perpetuat în ultimii ani și care produc traume majore copiilor noștri. Da? Îi etichetează în fel și chip, mă rog, îi izolează și eu, în calitatea mea de deputat și noi, Partida Romilor, ca organizație reprezentativă a minorității rome, noi nu putem tolera niciodată astfel de manifestări. Drept pentru care legea antițiganismului, toate celelalte măsuri și sancțiuni care cad în sarcina Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, reprezintă instrumente pe care le vom utiliza ori de câte ori va fi nevoie, împotriva tuturor acelora care comit cu bună știință acte de discriminare și de rasism împotriva elevilor și părinților de etnie rom. Mai mult decât atât, rămân la convingerea că profesorii, în general, cadrele didactice, personalul didactic, ar trebui evaluat periodic, iar în fișa aceea de evaluare, unul dintre punctele importante ar trebui să vizeze comportamentul corect, combaterea discriminării, combaterea rasismului. Sunt, repet, din păcate, foarte multe acte de rasism și discriminare, sunt în continuare și alte fenomene care se perpetuează în mediul școlar. Unul dintre ele și probabil și cel mai recent este cel petrecut la școala George Bacovia, unde un copil a fost îndemnat de ceilalți colegi să sară de pe fereastră, adică vorbim despre bullying în școală. Nimeni nu-și asumă absolut nimic. Inspectorul școlar al municipiului București a declarat că a fost o joacă, drept pentru care ministrul educației, domnul Câmpeanu, l-a demis imediat. Nu putem să spunem că este o joacă atunci când un copil sare de la peste 5 metri înălțime. Da? Nu e nicio joacă un copil de clasa 5-a. Practic, acel copil este expresia umilinței și fenomenului de discriminare, de bullying și de rasism din mediul școlar, îndreptate îndeosebi împotriva copiilor de etnie romă. Campania derulată de Partida Romilor în parteneria cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și cu toate celelalte inspectorate din țară, pentru că trebuie spus și lucrul acesta, campania are o dimensiune națională, vizează înscrierea, sau mai bine spus, cuprinderea tuturor copiilor în sistemul de învățământ românesc, prevenirea și combaterea abandonului școlar și, evident, promovarea excelenței sau a copiilor cu rezultate bune și foarte bune la toate nivelurile de învățământ. Bun găsit, dragi prieteni! După cum ați văzut și în materialele prezentate anterior intrării noastre în emisie, săptămâna trecută, mai precis în data de 16 iunie, a fost ziua limbii romanii, o zi adoptată și legiferată de Parlamentul României la propunerea fostului deputat Daniel Vasile. Această dată marchează data de 16 iunie 1922, când a fost lansat primul dicționar rom-român de către profesorul Gheorghe Sarău, cel care s-a ocupat și se ocupă intens de promovarea limbii romanii în România, în școala românească. Și pentru că vorbim despre limba romanii, să vorbim și despre învățământul pentru romi. Tot săptămâna trecută a avut loc o întâlnire amplă, așa cum ați văzut în materialele noastre, la Colegiul Mihai Viteazu, organizată de Asociația Partida Romilor Pro Europa, care a urmărit să învețe, să le arate copiilor și părinților, mai precis părinților, pașii pe care să-i urmeze în înscrierea copiilor la liceu, în admiterea acestor copii la liceu. Direct implicat în această întâlnire a fost deputatul romilor, domnul Cătălin Manea, prezent și la noi în studio. Bine ați venit, domnule Manea! Bine v-am găsit! Haideți să vorbim un pic despre întâlnirea aceasta importantă, foarte importantă, mai ales acum, după perioada aceasta de pandemie, au fost anumite condiții pe care sunt încă anumite condiții pe care trebuie să le îndeplinească părinții copii.
Ce a adus nou această întâlnire față de cele anterioare? Dacă a adus ceva nou? Păi, elemente de noutate, evident că nu au fost foarte multe. De la bun început trebuie să precizăm cronologic câțiva pași extrem de importanți pe care Partida Romilor i-a făcut în această perioadă. Încă de la sfârșitul anului trecut am semnalat o anomalie, spun eu, destul de mare, care era prezentă în calendarul admiterii, respectiv copiii aparținând etniei rome, copiii noștri care sunt acum în clasa 8-a, erau practic condiționați de depunerea recomandării de apartenență etnică de o dată limită, iar acea dată era 29 ianuarie. Ceea ce mi s-a părut de la bun început o constrângere fără precedent. Și fără logică și la fără momentul logică. Respectiv, de cel puțin din punctul nostru de vedere, din punctul meu personal de vedere. În consecință, atât eu în calitate de deputat, cât și președintele organizației Partida Romilor, domnul Nicolae Păun, nu am stat cu mâinile în sân și evident că am făcut demersurile care se impuneau în această situație. Am transmis o adresă Ministerului Educației, am stat de vorbă cu domnul ministru al educației, cu secretarii de stat și am solicitat prelungirea termenului până la care recomandările puteau fi eliberate și am și obținut această prelungire. În consecință, termenul a fost prelungit pentru elevii romi din clasele a 8-a până la data de 29 aprilie, deci încă 3 luni. Haideți să reluăm așa foarte, foarte pe scurt. Deci în 22 iunie va fi proba la română, 24 la matematică, apoi 16-19 iulie completarea fișelor de înscriere. Ăsta e un element de noutate, ați precizat corect, într-adevăr 22 și 24 sunt... Evaluările. Zilele vor avea loc examenele de evaluare națională română, respectiv matematică. Trebuie spus încă de pe acum că media pe care copiii o vor obține la aceste examene de evaluare națională va avea o pondere de 80% în media finală de admitere. Din păcate, media claselor 5-8 va conta doar 20%. Ca și anii trecuți, nu? Ca și anii trecuți, deci, da. De ce ziceți din păcate? Asta păi, pentru că nu mi se pare extrem de logic acest algoritm și nu este relevant. Adică un copil care a fost în gimnaziu și a învățat dintre a 5-a până între a 8-a, să admitem teoretic, a obținut o medie de 9,50 pe parcursul gimnaziului, media aceasta va avea o pondere doar de 20%, iar la evaluarea națională, care nu este un examen extrem de obiectiv și nu poate cuprinde într-un mod obiectiv totalitatea cunoștințelor pe care respectivul elev le-a acumulat pe parcursul gimnaziului. Poate copilul are emoții, sunt presiuni din partea părinților, din partea profesorilor, poate obține o notă mai mică, iar dacă a luat un 6, să spunem, la evaluarea națională, să spunem că a luat un 6, și a avut media claselor 5-8, 9-50, media lui finală de admitere tinde undeva către 7, dar nu mai mult de 7. Deci de ca să înțelegeți ce înțeles. Înseamnă să revenim un pic la această noutate, completarea fișelor în data de 16-19 iulie. Acest lucru l-am discutat în detaliu cu părinții, le-am arătat efectiv cum trebuie să completeze aceste opțiuni. Fiecare clasă din cadrul liceelor are un cod distinct din 3 cifre, fiecare specializare. Le-am arătat tehnic și le-am explicat și logica acestor coduri. Părinții de etnie romă trebuie să fie foarte atenți în completarea acestei fișe. Le sugerez, așa cum de altfel am sugerat și în cadrul întâlnirii, să completeze în funcție de preferințele lor un număr cât mai mare de coduri, adică să nu se limiteze la 3, 4, 5, 6 licee, ci pur și simplu să treacă un număr cât mai mare de licee în ordinea preferințelor. Evident, le-am sugerat părinților și îndemn, iată și prin intermediul emisiunii dumneavoastră, să încerce să-și evalueze cu mai multă obiectivitate parcursul propriilor copii. Poate să discute cu profesorii, cu dirigenții. Adică să nu exagereze, să nu-i supraevalueze. Nu este de preferat ca un copil care va avea media de admitere
6, să-l trimiți la Mihai Viteazu, unde media ultimului admisie 9, pentru că după aceea 50. Va fi greu pentru el, în definitiv. Sigur că îi va produce mari dificultăți. Deci, fișa de înscriere se va completa la școală. Părinții vor fi asistați de către diriginți. Perioada este 16-19 iulie. Un amănunt extrem de important le-am spus părinților să nu facă acest lucru la școală, ci pur și simplu au suficient timp să le completeze acasă, iar la școală când vor ajunge doar să le transcrie. De ce? Pentru că n-au timp. Să nu le facă la școală atunci, pentru că am constatat în anii trecuți că mulți dintre părinți au fost influențați negativ, și mi-asum tot ceea ce spun, de către diriginți. Adică dirigintele cumva le-a... Are și o doză de subiectivism, are o doză de subiectivism și, doamnă, nu-l dați la liceul ăla că nu face față. Părintele practic a ascultat ce a spus dirigintele și n-a fost tocmai ok. Motiv pentru care nu ar trebui să intervină prea mult dirigintele în sensul acesta. Părinții să-și completeze împreună cu copiii opțiunile, să scrie acele coduri pe o foaie, iar când ajung propriu-zis în perioada 16-19 iulie, doar să le transcrie. După această perioadă, adică imediat a doua zi... În 20 iulie este repartizarea computerizată. În 20 iulie, da, candidații noștri, elevii din clasele A8-a, vor fi repartizați computerizat, deci nu într-o ședință publică, așa cum se făcea în anii anteriori, vor fi repartizați computerizat la nivel național, în licee, în funcție de note, după preferință, sigur. Repartizarea se va face sau va avea în vedere două criterii extrem de relevante, respectiv ordinea descrescătoare a mediei de admitere și ordinea preferințelor liceelor înscrise în fișa. Am înțeles. Spuneți-mi, respectivă. În anii trecuți, în momentul în care nu intrau copiii în prima sesiune, urma să intre într-o sesiune ulterioară dacă mai rămâneau locuri, iar locurile care rămâneau alocate romilor în primă fază erau apoi distribuite la modul general. Da. A rămas această prevedere, nu. Această practică? Nu. Din fericire pentru noi, pot spune că am reușit să obținem ca aceste locuri să rămână în toate etapele de admitere, să rămână ale copiilor, alocate romilor. Ale copiilor de etnie romă. Deci nu se vor pierde, dacă vor rămâne locuri neocupate în prima etapă, nu se vor pierde, sau mai bine spus, nu se vor distribui în alte părți, ci în continuare copiii de etnie romă vor avea prioritate în ocuparea acestor locuri și în etapa a doua și în etapa a treia. Mai mult decât atât, trebuie spus că la București este un caz destul de bun, spun eu. Avem aproximativ 900 de locuri, sunt ceva mai multe. Nu le-am urma să vă întreb acum. Nu le-am luat în calcul pe cele de la Seral, deci sunt aproximativ 900 de locuri, iar candidați care au și solicitat recomandarea de apartenență și au depus dosarul la școală sunt în jur de 700. Mai așteptăm și de la IFO, în acest moment. 700 și vreo 40, cred eu. Deci, cu alte cuvinte, este loc pentru toată lumea, pentru să zicem. Toată lumea. Ce le sugerez copiilor este ca în perioada scurtă, cei drept, care a mai rămas până la susținerea examenelor de evaluare națională, să mai lase telefonul, să-și facă timp măcar 2 ore pe zi, să recapituleze. Poate unii au posibilități să-și pună meditatorii, cei mai mulți nu au și atunci le sugerez copiilor să lase telefonul măcar 2 ore pe zi și să recapituleze, să încerce să rezolve acele subiecte model care sunt deja pe site-ul ministerului, astfel încât să le crească cumva șansele de a obține o notă mai mare la evaluarea națională. Acest sfat este bun și pentru părinți, pentru că părinții, sigur, îi pot îndruma pe copii în acest sens. Domnule deputat, a fost mediatizat un caz în săptămânile trecute, cazul acelui copil care s-a aruncat de pe geam de pe fereastră la etajul 5, urmarea unor atitudini discriminatorii, atitudini de bullying. Ce facem cu această atitudine în școala românească? Ce facem când e vorba despre copiii romi care sunt de multe ori supuși unor astfel de presiuni din partea colegilor? Poate colegii nu sunt de rea credință, dar de multe ori atitudinile acestea pleacă de la profesori. În primul rând, cred că ar trebui să spun că pentru acest caz de la școala gimnazială
George Bacovia, că este vorba despre un copil de acolo care a sărit de la o înălțime de peste 5 metri, am sesizat avocatul copilului, am transmis în regim de urgență o sesizare către Ministerul Educației și am solicitat ca Corpul de Control al Ministerului Educației să ajungă și să ancheteze efectiv această mare dramă, aș putea spune, bine care că nu e singulară. Nu s-a întâmplat ceva cu copilul, bine că este sănătos, dar nu este un caz singular, din păcate. Trebuie subliniat încă de la bun început că rasismul și discriminarea în mediul școlar, în unitățile de învățământ, reprezintă o constantă a ultimilor cel puțin 20 de ani. Pare un paradox, pentru că vorbești despre educație și vorbești despre ceva care practic n-ar avea legătură cu educația, rasismul, discriminarea. Acel copil a sărit într-adevăr datorită, din cauza presiunii, din cauza umilințelor la care a fost supus de către ceilalți colegi. Unul dintre elevi a relatat că înainte de a sări, copilul ar fi spus că vreau să-mi pun capăt vieții, adică e cu atât mai dramatic. Sigur că da. A sărit de la peste 5 metri. Inspectorului școlar general al municipiului București i s-a părut acest gest ca fiind o joacă, așa a declarat. În consecință, ministrul educației, domnul Sorin Câmpeanu, l-a demis și am considerat că a fost un gest de moralitate și efectiv și de normalitate, adică asumat de către ministrul educației, domnule, demiți un astfel de inspector școlar căruia îi se pare că un copil care a sărit de la etajul 5, de la peste 5 metri înălțime, este o joacă. Nu e nicio joacă, domnule inspector școlar general, acum nu mai sunteți în funcție. Ce vreau să semnalez este că atât cadrele didactice, cât și copiii nu sunt pregătiți de școală. Cadrele didactice nu sunt pregătite în acel modul de formare pe care l-au înainte de a deveni cadre didactice, când liceul pedagogic, când cursuri în cadrul unor module de inițiere, când în cadrul unor cursuri de specializare. Aceste cadre didactice nu, sau acestor cadre nu li se livrează nicio informație legată de istoria minorităților naționale în general, cu atât mai puțin nu li se livrează nicio informație despre istoria minorității rome în particular, care este o minoritate istorică, care este o minoritate națională, care este o minoritate care a pus umărul, așa cum am mai spus-o de foarte multe ori, la construcția și la desăvârșirea acestei țări, în ciuda tuturor secolelor de robie, în ciuda faptului că, iată, suntem în luna iunie, în 1942, mareșalul Antonescu deja ordonase deportarea romilor în Transnistria. Adică sunt chestiuni pe care clasa politică, și spun clasa politică, de ce? Pentru că mediul școlar este un mediu politizat. Să nu ne facem că nu înțelegem. Directorii sunt puși de către clasa politică, de către partidele politice, Consiliul de Administrație, evident că are în componența sa reprezentanți ai politicului din plan local, și atunci unitățile școlare sunt politizate. Ce spun parlamentarii, ce spun ceilalți colegi, astea sunt, eu le consider lozinci, ca să nu spun desene animate. Nu, trebuie spus că mediul școlar este un mediu politizat. Politicul ar trebui să dispară din viața școlii. Școala ar trebui ajutată doar de către administrația publică locală cu resurse și nimic mai mult. Mai departe, legea educației și toate celelalte acte normative care stau la baza funcționării și desfășurării actului didactic ar trebui să comporte în regim de urgență o serie de modificări radicale, printre care și evaluarea, că aici vreau să ajung, evaluarea periodică a întregului personal didactic. Corect. Cu privire la ceea ce înseamnă bullying-ul, discriminarea, s-ar putea ca cei mai mulți dintre ei să nu obțină nici măcar nota 1. Hai să nu spune că unul îl poate primi. Din păcate, aveți dreptate. Înseamnă acest lucru sau necesită sau solicită
prezența mai intensă a mediatorului școlar pentru romi, a inspectorului școlar pentru romi. Și apropo de asta, vorbeam la un moment dat că aveți în plan implementarea acestei, acestei poziții în, în cadrul inspectoratelor. Vorbeați de o lege. Da, am deja propunerea legislativă. Săptămâna viitoare va fi depusă la biroul permanent. Puteam să o depun mai devreme, nu am vrut să o depun până nu am primit un răspuns clar din partea Ministerului Educației. I-am adresat o întrebare foarte clară cu privire la acei inspectori pentru copiii care provin din medii socioeconomice defavorizate. Ce să vezi, nu există astfel de inspectori, deși în articolul 95 alineatul 5 din legea 1/2011 a Educației Naționale este prevăzut negru pe alb acest lucru. Neexistând inspector pentru copiii care provin din medii socioeconomice defavorizate, deși, repet, avem o prevedere legală, propunerea de modificare a legii pe care o voi înainta săptămâna viitoare va conține un nou alineat, adică la articolul 95, respectiv în structura inspectoratelor școlare din toată țara vor fi incluși inspectori școlari pentru minoritatea romă, evident cu consultarea grupului parlamentar. Cu șanse mari de aprobare a acestui... Pot spune că am obținut și susținerea politică atât din partea colegilor care fac parte din coaliția guvernamentală, cât și din partea celorlalți colegi care alcătuiesc opoziția. Va trece și vom avea, nu acum, în cea de-a doua sesiune parlamentară, sper eu ca până la sfârșitul anului, dar nu vom ajunge la sfârșitul anului, eu bănuiesc că undeva la începutul lunii octombrie legea va fi adoptată de către Parlament și după aceea își va produce efect. Foarte pe scurt, pentru că suntem la final, domnule deputat, va schimba radical acest inspector școlar pentru romi, mediatorul școlar, prezența mai intensă a mediatorului școlar în relația dintre școală și comunitate? În mod sigur, n-aș spune radical, pentru că aici este o muncă de durată, este o muncă de ani de zile, dar cel puțin la nivelul percepției greșite pe care în continuare o au foarte mulți dintre inspectori, foarte mulți dintre cei care se află în poziții de decizie la nivelul unităților școlare, la nivelul inspectoratelor școlare, la nivelul Ministerului Educației. Cumva percepțiile astea pot fi schimbate în condițiile în care în acea structură apare un inspector școlar pentru rom care să le vorbească despre istoria romilor, despre modelele pozitive, despre tradițiile noastre și tot așa mai departe. Același lucru, adică într-un mod similar, îl putem regăsi și la nivelul unităților școlare atunci când vom avea mai mulți mediatori școlari, mai multe cadre didactice care să predea limba romanii sau istoria și tradițiile romilor. Deci este nevoie în continuare de personal, este nevoie de resurse umane rome specializate pentru administrația publică locală și centrală dacă vrem să facem câțiva pași înainte, pentru că va fi totuși foarte greu să recuperăm toate aceste decalaje sociale, economice, cumva caracterizate de rasism și discriminarea din ultimii 20 de ani, va fi foarte greu să le diminuăm în următorii ani. Deci este o muncă de durată, dar pentru asta trebuie să luptăm, iar eu în calitate de deputat al minorității rome vă asigur că nu voi tolera nicio astfel de deviere sau de comportament discriminatoriu, afirmații rasiste. Deci ori de câte ori voi constata astfel de derapaje, voi lua atitudine. Și bine veți face. Vă mulțumesc, domnule deputat, și mult succes în implementarea acestui proiect de lege și în tot ceea ce faceți dumneavoastră. Dragi prieteni, rămâneți în continuare alături de noi pentru că avem lucruri extrem de importante de discutat. Am revenit, dragi prieteni. Înainte de a vi-l prezenta pe invitatul următor, dați-mi voie să vă citesc câteva date dintr-un raport din 2018 al EU-MIDIS, European Union Minorities and Discrimination Survey. România se numără printre țările în care 80% dintre romi trăiesc sub pragul riscului de sărăcie. Un rom din 3 trăiește într-o locuință fără apă curentă. Unul din 10 romi trăiește într-o locuință fără curent electric. Un rom din 4 și un copil rom din 3
trăiesc într-o gospodărie în care un membru al familiei a mers la culcare flămând cel puțin o dată în ultima lună. Sunt date ale unei entități care este luată în seamă de Uniunea Europeană, date de care Uniunea Europeană ține cont, inclusiv în relații sau mai ales în relația cu România, în relațiile politice, sigur că da. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să vi-l prezint pe invitatul meu din acest moment, domnul Iulian Paraschiv, recent instalat în funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Romi. Domnule Paraschiv, bine ați venit și bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Vă felicit pentru noua poziție pe care o dețineți. Pe de altă parte, nu știu dacă să vă felicit cu foarte mare entuziasm sau să mă gândesc că, așa cum spunea și președintele Partidei Romilor Pro Europa într-o emisiune anterioară, ați preluat o entitate care nu funcționează tocmai așa cum ar trebui să funcționeze. Cu ce gânduri v-ați instalat în fotoliul de președinte al Agenției Naționale pentru Romi și cum ați preluat această instituție la acest stadiu și cum încotro vreți să o duceți? În primul rând vreau să vă spun că nu sunt nou venit în instituție, ceea ce este în avantajul meu. Am lucrat ca și director cabinet pe mandatul fostului președinte. Știu cu ce dificultăți se confruntă instituția, știu și ce provocări are în raport cu misiunea pe care o are de dus la îndeplinit. Este o responsabilitate pe care mi-am asumat-o în cunoștință de cauză și cred că cu foarte multă muncă și cu muncă în echipă, sigur vor apărea și rezultate. Desigur, nu la fel de mari pe cât ne-am aștepta. Dacă este să luăm în calcul datele pe care le-ați adus în discuție... Câteva dintre ele, pentru că mai sunt, despre care vom mai vorbi, sigur. Cred că sunt preluate din strategia, fundamentarea exact. Documentului de politică publică pe care Agenția Națională pentru Romi îl are acum. Este finalizat în momentul de față. Sunt date de la care noi am plecat atunci când am început să construim noua viziune strategică pentru incluziunea socială a comunităților de romi din România. 2021-2027, această perioadă. Da. Înainte de a discuta despre strategia aceasta, pe care, e adevărat, de acolo am preluat aceste informații și îmi voi permite să mai specuiesc câteva dintre ele, pentru că vă mărturisesc că unele dintre aceste date m-au cutremurat. Nu vine să cred că trăim într-o astfel de Românie cu aceste date, care nu sunt clamate de niște oameni fără scop, fără o țintă, fără o poziție anume, fără o poziție socială, ci sunt date recunoscute la nivelul organismelor Uniunii Europene. Aș vrea să lămuresc un aspect, domnule Paraschiv. Agenția aceasta națională pentru romi, ce este de fapt? Este un guvern al romilor? Este ceva care poate să contribuie în mod decisiv la bunăstarea romilor? Dacă Agenția Națională pentru Romi funcționează foarte bine, traiul romilor din România este unul care merge în direcția cea bună. Ce este această Agenție Națională pentru Romi? Sorin, în primul rând, aș vrea să spun că agenția nu este o instituție nouă înființată. Și chiar și în cadrul emisiunilor pe care voi le produceți pentru romi, nu de puține ori au fost cazuri când ceilalți președinți sau oamenii din instituție au venit și au prezentat diferite activități și acțiuni pe care agenția le-a avut în derulare. Așa este. Pentru cei care nu știu, Agenția Națională pentru Romi este organul de specialitate al Guvernului României, care asigură asistență pe tot ce înseamnă politicile publice pentru romi și respectarea drepturilor romilor în România. Deci, Agenția Națională pentru Romi nu este un minister al romilor, nu are un buget din care să înceapă, de exemplu, să construiască case pentru romii care nu au case sau să, să producă noi locuri de muncă pentru cetățenii români de etnie romă, ci mai degrabă Agenția Națională pentru Romi construiește, având parteneri, societatea civilă, politici publice pe care guvernul și le asumă și le poate asuma împreună cu ministerele de resort, bineînțeles, astfel încât domeniile pe care strategia, că tot vorbim despre ea
le acoperă, să și găsească rezolvare pe termen scurt, mediu și lung. Toate astea plecând de la o realitate pe care noi am identificat-o și o cunoaștem cu toții. Mai mult de atât, există diferite rapoarte făcute de diferite instituții de cercetare sau instituții din plan național și chiar european. Sunt date de la care noi plecăm în construcția politicilor publice. Trebuie să plecăm de la realitatea care ne înconjoară, da? Deci nu putem construi politici publice din birou după cum credem noi că ar trebui să se facă. Vreau să precizez foarte clar încă de la începutul discuției noastre că strategia, prima variantă a strategiei, varianta din 2001, da, a apărut ca un efect al dorinței statului român de a adera la structurile Uniunii Europene. Moment în care Comisia Europeană a impus ca și criteriu politic de aderare a României, sigur că da. Da, era o condiție obligatorie, ca statul român să vină și să susțină procesul de incluziune a cetățenilor români de etnie romă. Lucrul ăsta s-a și concretizat, a existat voință politică la acel moment. Dacă este să luăm în calcul, de exemplu, infrastructura resursei umane rome care lucrează în comunități, și fac referire aici la mediatorul școlar, mediatorul sanitar, expertul din cadrul prefecturilor. Este drept că la nivelul, probabil că oamenii care se uită la noi se întreabă, bine, ați creat instituții, aveți o serie de strategii, însă nimeni nu vine la noi să ne sprijine și să ne ajute. Concret. În democrație lucrurile așa funcționează. Lucrurile se schimbă prin cadrul instituțiilor. Și dacă instituțiile nu sunt asumate în raport cu cetățeanul, și cred că aici am pierdut noi ceva timp, nu știu, nu vreau să găsesc un vinovat, vorbesc despre o stare de fapt care există. Cred că instituțiile, și nu numai instituțiile rome, nu doar Agenția Națională pentru Romi, da? Este o chestiune care ține de societatea românească actuală. Instituțiile trebuie să se repoziționeze în raport cu cetățeanul, da? Cel în slujba căruia trebuie să fie, să găsească soluții care să răspundă așteptărilor lui. Și asta încercăm noi să facem prin intermediul strategiei. Ceea ce noi trebuie să facem ca Agenție Națională pentru Romi este să întărim capacitatea noastră ca cei care trebuie să promoveze noi așa politicile publice pentru minoritatea în România, să găsim căi de dialog astfel încât guvernul să intervină punctual, astfel încât cetățeanul, beneficiarul, să fie mulțumit, să resimte efectele acestor documente, pentru că am întâmpinat lucrul ăsta. Eu sunt un om de teren și am făcut mult, mult teren. Ceea ce noi încercăm de cele mai multe ori să facem de prin birouri, intră în contradicție cu ceea ce oamenii vor. Și în acest, de aici am plecat. Pentru că sunt altele regulile care... Sunt alte... Este ușor să stai în fața laptopului la București, da? Și să te apuci să scrii tu ce ar fi mai bine pentru comunitatea romă din nu știu ce comunitate de prin Iași sau Bacău sau Vaslui și așa mai departe. Și atunci ăsta a fost unul dintre punctele de la care noi am plecat. Când spun noi, mă refer la echipa care a lucrat la acest document pe care îl aveți acum și pe marginea căruia discutăm. Vreau să vă spun că este o muncă titanică în spatele lui, muncă începută de altfel la începutul, mijlocul anului 2018, da? Într-un proces larg de consultare cu societatea civilă romă, cu organizații pro-rome, cu mediatori sanitari, mediatori școlari, oameni care lucrează în sistem și cu reprezentanții acestor comunități. Deci documentul acesta a ținut cont de ceea ce oamenii au dorit, despre o realitate din teren. Sărăcia monetară relevă perpetuarea decalajelor și plasează o bună parte din populația romă la o distanță încă semnificativă față de media națională. Studiul IRES, Institutul Român pentru Evaluare și Strategie din 2018, arată că 52% dintre romi aveau venituri
la vremea respectivă sub 1500 de lei, în timp ce numai 24% dintre majoritatea, ceilalți care nu sunt romi, declară că se află sub acest prag. Doar 15% dintre romi aveau venituri peste 2000 de lei, comparativ cu 52% dintre majoritari. Discriminarea din cauza etniei în ceea ce privește accesul la educație, la locuri de muncă, la asistență medicală și la locuințe este încă prezent, acest fenomen. Au continuat să fie semnalate cazuri de discriminare și infracțiuni motivate de ură, confirmând faptul că ura împotriva romilor rămâne un obstacol important în calea incluziunii acestora și decalaje mari se înregistrează în multe domenii prioritare și aveți aici dumneavoastră locuire, sănătate, educație, ocupare, cultură, infrastructură, toate domeniile acestea importante. Aș porni, o luăm așa, mergem sectorial pe domeniile acestea, domnule președinte, pentru a vedea, prietenii noștri telespectatori, starea de fapt din acest moment. Repet, pe mine m-au cutremurat anumite date din această notă de fundamentare pe care ați propus-o noastră, prin care propune strategia pentru îmbunătățirea romilor guvernului. Așadar, locuire. ECRI menționează în raportul privind România din 2019 că situația locuințelor pentru rom rămâne o chestiune îngrijorătoare. Un procent semnificativ din populația romă trăia fără apă curentă, 68%. Fără o baie sau fără o toaletă în interiorul locuinței, 79%. 58% dintre romi declară că au locuință cu proprietate personală cu acte, față de 87% în cazul celor care nu sunt romi, adică aceste decalaje despre care vorbeați. Cum propuneți dumneavoastră rezolvarea acestor situații în domeniul locuire, de exemplu? Agenția Națională pentru Romi nu are un fond din care se apucă de mâine și construiește locuințe sociale sau nu știu ce tip de locuință pentru cetățenii români de etnie romă. Nu. Nu vreau să înțeleagă lucrurile în sensul ăsta și vreau să fiu foarte, foarte explicit. Agenția Națională pentru Romi, prin cadrul acestei noi viziuni strategice, încearcă să responsabilizeze instituțiile responsabile pentru a rezolva toate aceste probleme. Însă vreau să aduc în discuție un element de noutate. Dacă până acum formele anterioare ale strategiei au avut și părți bune și părți mai puțin bune, în sensul în care, ca să o spunem pe românește, strategia nu a fost bugetată. Da? Deci nu a existat un buget niciodată până pentru acum. Cu mici excepții, vorbim despre plata mediatorilor, salariilor a mediatorilor sanitari, mici excepții, adică nu am avut, apropo de locuire, nu a existat un fond alocat pentru locuințele cetățenilor români de etnie romă, nici nu este posibil să întâmple lucrul acesta. Ar fi o discriminare după aceea față absolut, de populația neromă. Ceea ce ne interesează este că atunci când se acordă locuințe sociale pentru cetățeni, să nu apară discriminare la adresa cetățenilor români de etnie romă. Și vă spuneam că elementul de noutate, și asta este valabil pentru toate domeniile sectoriale pe care documentul de politică publică le tratează, este că încercăm să implicăm și să responsabilizăm mai mult nivelul local. Până acum era un document care pe hârtie suna foarte bine, aveam niște instituții responsabile în plan central, comitete de monitorizare, la fel în plan județean, informațiile veneau și mergeau către nivelul central, iar de la nivelul central către Comisia Europeană. Însă nu s-a luat în calcul nivelul local. Nivelul local înseamnă primăriile. Cum cointeresăm primarul ca atunci când face investiții în comunitate să prioritizeze și intervențiile în comunitate. El având primul să nu se mai oprească asfaltarea acolo unde începe comunitatea. Iată că pandemia ne-a arătat că toată lumea spunea, domnule, să ne spălăm, dar sunt comunități întregi care nu sunt racordate la rețelele de apă, nici măcar sunt unele localități izolate, da, care nu au acces nici măcar la fântână și trebuie să meargă nu știu câți kilometri ca să-și procure apă. Deci vă spuneam că elementul de noutate îl constituie faptul că încercăm să responsabilizăm nivelul local și să cointeresăm primarii. Pentru că ei sunt cei care decid, fără să ne mai ascundem după degete. Degeaba o să avem noi strategii foarte bine puse la punct, foarte bine gândite, foarte bine fundamentate, apropo de datele pe care le prezentați, atâta timp cât
nivelul politic, nivelul județean nu va prioritiza și nu va înțelege că trebuie să investească și în comunitatea romă. Acolo unde se asfaltează... Doar nu doar odată la 4 ani. Când nu se doar fac odată la 4 exact. Ani atunci când au loc alegeri. Am schimbat un pic felul în care abordăm aplicabilitatea strategiei în plan local. Vă spuneam odată de primării și există în această strategie un alt element de noutate, faptul că încercăm să implicăm și consiliile județene. Dacă până acum responsabile în plan județean erau prefecturile prin intermediul colegilor noștri, experți din cadrul prefecturilor, că ei organizau da. Ședințele de grup mixt unde participau experți locali, mediatori sau sanitari participau. Și de concept participau sau nu, n-are sens să intru în unde, sigur. Atât cât cunosc. Vedeți că sunt genul de om care spune lucrurilor pe nume și nu am de ce să mă ascund. Sunt experți locali din cadrul prefecturilor care și-au făcut treaba bine și care pot fi dat ca și exemple de bună practică. Sunt și alții care, din păcate, fac cu totul altceva decât ceea ce ar trebui să fac. Și atunci... Dar chestiunea asta o avem în vedere și o să fie remediată. Este un subiect pe care, dacă vrei, îl putem detalia. Însă revin la ideea anterioară asta pe care vreau să o aduc în discuție, faptul că ne dorim foarte mult să implicăm consiliile județene. Cei care decid felul în care se dezvoltă un județ sunt cei de la Consiliul Județean. Și atunci noi în strategie am prevăzut mecanisme prin care consiliile județene să devină parteneri în aceste ședințe de grup mixt, ei având și resurse da, la îndemână și de altfel pot influența felul în care se dezvoltă comunitățile dintr-un județ. Deci, repet, nivelul central întotdeauna raportările pe hârtie, hârtia suportă multe, da? A fost implicat și foarte activ, însă nivelul local cădea undeva. A fost degrevat de sarcini. Nu degrevat, de responsabilizat, pentru că, Sorin, într-o comunitate, îți dau un exemplu concret, da? Într-o comunitate unde comunitatea romă nu are acces la apă, nu Agenția Romilor, Agenția Națională pentru Romi sau Agenția Romilor, cum este ea, cunoscută popular, ca să zic așa, este cea care poate să vină cu resurse și să rezolve fântână, problema, să da? Așa la modul simplist, da? Nu este treaba nici a organizațiilor rome, da? Ele vin să completeze, dacă vrei, pot sprijini procesul. Dar este responsabilitatea celui care conduce comunitatea, celui care a fost ales să dezvolte comunitatea. Primul gospodar și al comunității, primul gospodar, și de acolo trebuie plecat. Și găsite mecanisme astfel încât parcursul politicilor publice să fie, să includă o responsabilitate locală, un parteneriat solid cu nivelul județean și împreună cu nivelul central. Astfel încât să putem vorbi într-un timp, nu știu cât de scurt sau cât de, eu sper că să fie cât mai scurt, și de lucruri bune care se pot schimba. Toate astea pleacă de la, dincolo de dimensiunea asta socială și elementele de ordin social pe care tu le-ai adus în discuție, să știi că comparând comunitatea romă, populația majoritară, dar punând datele la oaltă, și comparându-le cu datele pe care România le înregistrează în raport cu alte state dezvoltate din Uniunea Europeană, România se situează tot pe ultimele locuri. Deci dacă este să vorbim despre WC-ul din spatele curții, da? Este o chestiune, datele astea nu sunt pentru mediul rural, în România în general este subdezvoltat în raport cu mediul urban. Deci datele pe care tu le-ai prezentat reflectă un decalaj, pe de-o parte, între populația de etnie romă și populația majoritară. Sigur, da? Și apoi între populația din însă România. Eu vin și spun așa, trebuie privit tabloul pe ansamblu. Dacă există probleme cu locurile de muncă, o problemă în sensul ăsta, eu te asigur că problema asta este prezentă în toată societatea. Vă propun ceea să ce ne interesează pe noi este să centrăm foarte, foarte mult pe responsabilizarea nivelului local și pe implicarea activă a comunităților. Vă propun să reluăm discuția noastră foarte interesantă după o scurtă pauză. Revenim, dragi prieteni, cu noi informații despre despre ce propune această strategie pentru îmbunătățirea vieții romilor din România, această nouă strategie, iată, care este propusă Guvernului României. Revenim!
că am vorbit tot despre infrastructură, domnule Paraschiv. Ziceți că vreți să responsabilitați primăriile, zona locală, administrația locală, dar până la urmă banii către administrația locală vin de undeva mai de sus și responsabilizarea vine tot de undeva mai de sus, că de multe ori oamenii nu se responsabilizează din proprie inițiativă. Dacă sunt cointeresați, da, și o să spun și cum. De exemplu, dacă este să vorbim despre finanțările europene, dacă vom avea ca și unul dintre criteriile de acordare a punctajului, vom avea ca intervenția să fie făcută și servește și comunității rome să primească un punctaj. Și atunci este dorința de a atrage resurse pentru a dezvolta comunitatea. Va conta. Asta este una dintre... Dar nu este momentul de față o astfel de condiție stipulată? Avem condiții aici și acolo pentru grupul vulnerabil, însă avem nevoie de specificitate pentru a putea fi mult mai clar și pentru a încerca să atragem interesul acelora dintre... Și veți reuși să-i determinați pe oamenii aceștia să pună astfel de condiții? Merită încercat. Bun. Ocupare. Numai unul din patru romi în vârstă de cel puțin 16 ani desfășoară o activitate salarială sau independentă. La momentul acestui sondaj, din 2018 este vorba. Ratele de muncă remunerată pentru romii cu vârsta între 20 și 60 de ani, 64 de ani, sunt de 43%, ceea ce este mult sub media Uniunii Europene de 70% în 2015. Ultimul barometru privind incluziunea romilor a fost realizat în 2018. Analiza comparativă 2012-2018 relevă evoluții interesante din perspectiva situației ocupării romilor în dinamică. Munca în străinătate este identificată drept sursă de venit în cazul unui număr foarte mare de romi în 2018 față de 2012. Iată, sunt chestiuni care vin, era să zic, tot în sarcina Agenției Naționale pentru Romi să le rezolve, dar dumneavoastră nu le rezolvați, dumneavoastră îi responsabilizați. Propunem soluții. Deci, ca să fiu foarte clar, Agenția Națională pentru Romi nu este un minister. Este doar o agenție cu un număr de 20 și ceva de angajați, 25 mai exact, da, la momentul ăsta, cu resurse limitate, adică plata salariilor a tot ce înseamnă costurile de întreținere ale instituției și avem aproximativ 380.000, da? Bani pentru a finanța diferite... Am înțeles, nu le rezolvați dumneavoastră, dar care ar fi soluțiile pe care le-ați propune? În ceea ce privește... În strategie avem așa, atunci când vorbim despre ocuparea romilor în concordanță cu cerințele pieței, în sensul evoluției profesionale a acestora, ca și direcții de acțiune avem dezvoltarea și valorizarea capitalului uman. Una dintre activități, așa cum este ea prevăzută în strategie, este flexibilizarea cadrului de dobândire a unei calificări pentru persoanele din grupuri vulnerabile. Adică în momentul de față nu este destul de flexibil acest cadru, domnule Paraschiv? Cadrul legislativ prevede cam așa. Cineva care are 4 clase, dar este, de exemplu, un foarte bun bucătar, da, nu poate dobândi diploma dacă nu are 8 clase. Am înțeles. Da? Și atunci trebuie să existe, să găsim niște soluții astfel încât el să-și poată dobândi calificarea, el fiind un bun profesionist, dar pentru că nu întrunește criteriile așa cum sunt ele diferite. Aveți de normele în vigoare. Susținerea Ministerului Educației, de exemplu, în această... Deci documente au fost întâlniri bilaterale până în momentul de față. Documentul, ca să fiu mai exact, la momentul la care noi discutăm, este în consultare pentru că, iar un element de noutate, la grupul național al minorităților naționale din Parlamentul României. N-a mai fost până acum trimis la... Nu. Din câte știu eu, nu. Da? Eu l-am trimis spre consultare grupului minorităților, îl avem în acest grup și pe colegul nostru, pe domnul Cătălin, Cătălin Manea, cu care eu comunic și ținem aproape, încercăm să găsim soluții comune pentru a mișca diferite lucruri benefice comunităților. Adică, iertați-mă, e important avizul sau susținerea grupului minorităților naționale, din moment ce nu acest grup decide, ministerele sunt cele care decid. Sorin, cei care decid sunt cei care conduc guvernul. Deci hotărârea de documentul va fi transpus în cadrul unei hotărâri de guvern.
înainte de a fi această strategie adoptată, sunt foarte multe entități, proceduri care, pe care noi a trebuit să le respectăm. Consultare publică 30 de zile, da? Consultare cu toți actorii cu interesați, întâlniri bilaterale cu fiecare minister de resort. Îți spun doar ultima parte, nu încep să-ți deschid de la început, că ne-ar lua vreo 15 minute ca să-ți explic procedural pașii care au fost urmați. Ceea ce este important este că pentru prima dată eu l-am trimis către Grupul Național al Minorităților Naționale ca să avem susținere și parlamentară. Am înțeles. În coaliția de guvernare. Am promisiunea de la Cancelaria primului ministru, da? Și din partea, avem tot sprijinul și din partea Secretarului General al Guvernului, că strategia în forma asta, așa cum apare la momentul ăsta, va fi asumată. Asumarea înseamnă că va fi semnată, va intra în vigoare și urmează să ne apucăm de treabă. Ne-am bucurat și am uitat să menționez lucrul ăsta și de expertiza Băncii Mondiale. Da, o instituție cu renume care ne ajută să găsim, de exemplu, cele mai multe ori când vorbim... Să știi că când vorbim despre politici publice, dacă există voință, banii resurse se găsesc. Dar să revenim un pic la aceste plane, la aceste măsuri de care vorbeați noastră. Avem apoi o altă măsură, inițierea, promovarea și implementarea unui pachet integrat de servicii personalizate pentru persoanele active pe piața muncii, ținând cont de specificitatea profilului lor, având ca și grup țintă tineri și femei rome din mediul rural. Da? Dacă este să ne uităm peste datele statistice cu referire la natalitatea în cadrul comunităților de romi, o să vedem că este crescută comparativ cu ceea ce se întâmplă la restul populației. Avem nevoie ca instituțiile statului român, și aici este treaba noastră, să ducem mesajul mai departe, să-l punem pe masa guvernului, da? Și a actorilor implicați, inclusiv instituțiile din plan județean, să înțeleagă că resursa umană, dacă este privită romă, privită ca o resursă pe termen lung și în care dacă se investește corect, atunci vom avea buni profesioniști, da? Care să servească și care să devină plătitori de taxe și impozite. Cu atât mai mult cât e o populație. Dacă o minoritate este ignorată, da? Și pe hârtie spunem că facem și vai ce lucruri minunate se întâmplă, dar fără să avem măsuri clare, coerente și sustenabile, nu vom reuși să mișcăm lucrurile. De cele mai multe ori atunci când vorbim despre minoritatea romă, aducem în prim plan elementele care țin de sărăcie, excluziune socială, discriminare și așa mai departe. Însă există o altă parte a romilor, aceea care nu apare în statisticile pe care tu le dai citire, romii care nu își recunosc apartenența și care sunt integrați și care nu au niciun fel de problemă de ordin social, se duc la muncă, își cresc copiii bine, mersi. Acei romi nu își recunosc apartenența pentru că stigma care se creează în jurul identității romești, ceea ce spațiul media vine și pune în prim plan, asta apropo de fata care a câștigat celebra emisiune a unui post de televiziune, acel concursul la bucătari, numi, îi dau și numele dacă îmi permiți tu, șef la cuțite, despre asta vorbim. Mă uitam în mediul online, la comentarii, deci nu a mai contat că femeia, un om atât de frumos și atât de model pentru întreaga societate, nu doar pentru comunitatea romă, dar nu a mai contat, au început să spună că a furat rețetele. Și atunci, în această strategie, noi am ținut cont inclusiv de lucrurile astea și la lucrurile astea apar în primul rând pentru că nu există cunoaștere între populația majoritară și populația de etnie romă. Ne dorim foarte mult, de exemplu, la educație, ca în sistemul, una dintre măsuri, în sistemul educațional, să introducem în aria de studiu, deci obligatoriu, la toate nivelurile, vorbesc de ciclu gimnazial, liceal, da? Astfel să se studieze despre istoria romilor, despre faptul că romii au avut o perioadă mare de timp, cea mai mare de altfel, în care au fost robi pe teritoriul țărilor române, Holocaustul și așa mai departe. Și părțile frumoase, dar pentru că romii... Dar să fie introdus în curiculă obligatorie. Obligatorie. Deci îți dau un exemplu, toți elevii de clasa a 8-a, da? Când ajung la capitolul, îți dau un exemplu, romii, să zicem, Holocaust, da? Să se vorbească și despre Holocaustul romilor. Adică sunt chestiuni care și nu doar părțile
negri din istoria românilor, însă sunt lucruri care ne apropie și trebuie să cunoaștem, de exemplu, că și romii au, de exemplu, eroi în cel de-al doilea război mondial sau în războiul de independență sau faptul că romii au susținut Marea Unire de la 1918. Sunt chestiuni pe care populația educată fiind că dacă nu stai cu minte, vine țiganul și te fură. Țiganul e țigan și în ziua de Paște și așa mai departe, pot continua cu asta la nesfârșit. Da? Lucrurile astea se pot schimba doar dacă intervenim în sistemul educațional și creăm punți de legătură și de cunoaștere. Nu doar ceea ce se vede în spațiul media, în care romii apar cu foarte multă opulență, da? Deci romii sunt cunoscuți cu două extreme. Fie sunt foarte săraci, cei despre care vorbim noi aici în mare parte, și cealaltă extremă opulentă, da? În care mașini scumpe, acele nunți și așa mai departe. Ce se întâmplă la mijloc? Nu face rating, dar nici pe noi, organizațiile și instituțiile rome, nu am găsit mecanisme prin care să îi atragem de partea noastră, pentru că avem nevoie de modele, Sorin, pentru că avem nevoie de oameni, așa cum este fata asta care a câștigat, de exemplu, acest concurs și mulți, mulți alții. Da? Sunt foarte buni instrumentiști care sunt, de exemplu, la Viena sau la opera din București, sau lista poate iată continua. Iată, deja mergeți către zona culturală, te-ați trecut așa prin educație, unde așa acolo, conform rapoartelor, există discrepanțe majore între romi și ceilalți, dar pentru că ne apropiem de final, suntem chiar la final, domnule Paraschiv, pe zona culturală, ce ne propunem? Pentru că vorbiți de modele, iar cultura este cea care produce modele, cultura este cea care creează dialogul pe alt nivel cu ceilalți. Din punctul meu de vedere, Sorin, cultura și identitatea romă sunt elemente fundamentale pentru poporul rom. Dacă avem probleme cu infrastructura și toate celelalte, există programe naționale, da, și asta în convențiune, am uitat să vă spun lucrul ăsta, una dintre măsurile pe care le avem cuprinse în strategie este ca toate programele naționale să includă cetățenii români de etnie romă. Cu specificitate. De exemplu, dacă există program național pe sănătate și urmărim să vedem, de exemplu, cancerul de col uterin, da? Ne dorim să vedem și incidența comunității de rom, ei ca, fiind ca și să intre ca și beneficiari în cadrul programului național. Nu poate fi vorba de discriminare în situația nu. asta. Nu, este lucrat în așa fel încât vrem să pe fiecare program național, vrem ca ministerele de linie să-și asume niște chestiuni cu direcții foarte clare. Revin la cultură și identitate. Spuneam că celelalte sunt direcții orizontale pe care guvernul, prin măsurile pe care le ia, atinge întreaga populație, indiferent de apartenență etnică, credințe religioase și așa mai departe, da? Identitatea și cultura romă trebuie să aibă un loc foarte important. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră aici, la capitolul ăsta. Avem nevoie de simboluri, avem nevoie de actorii, poeții, sculptorii și așa mai departe, toți artiștii romi să-și facă simțul de prezență. Unul dintre punctele pe care le avem... Avem nevoie de teatru, de muzeu, domnule Paraschiv? Unul dintre primele puncte pe care le avem trecute în strategie la acest capitol este înființarea teatrului rom de stat. Hai, domnule, dați-o să aproape mai repede. Ați găsit înțelegere, suntem la final acum. Ați găsit înțelegere la momentul la care vorbim, Sorin. Repet ceea ce v-am spus și mai devreme. Avem deschidere la guvern și documentul așa cum arată o să parcurgă pașii din punct de vedere procedural pentru a fi adoptat, da? Ți-am prezentat în mare cam care sunt, timpul ne-a permis să intru în detalii, sunt măsuri foarte, foarte specifice pentru care răspund nevoilor comunităților așa cum reiesc din rapoarte și din ceea ce oamenii au spus acolo la fierul ierbii. Îmi doresc foarte, foarte mult ca în continuare să creez un dialog cu societatea civilă romă, pro-romă și cu persoane de altfel cu expertiză și experiență din comunitate, da? Avem nevoie ca vocea lor să fie ascultată și transpusă în aceste documente. Dacă ne dorim să dezvoltăm România, trebuie să înțelegem că nu putem dezvolta România lăsând o minoritate atât de numeroasă în afară.
trebuie să fim mult mai atenți, să găsim instrumente și mecanisme prin care, dezvoltând această minoritate, dezvoltăm întreaga societate românească, dacă ne dorim un viitor mai bun pentru noi și o și Românie. Bani ar trebui, mai ales puternică. În condițiile acelui PNRR. Eu care... spun că dincolo de bani, Sorin, mai important, cea mai importantă este voința. Acolo unde există voință, resursele vor veni. Bine, vă așteptăm în momentul în care strategia va fi semnată de către prim-ministru și de către toți miniștrii. Mulțumesc pentru invitație. Cu drag, mult succes, domnule președinte, și vă așteptăm, repet, vă așteptăm în momentul în care veți avea documentul semnat să discutăm atunci mai concret. Dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi și astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare să aflați noi aspecte din... sânul acestei etnii fascinante, credeți-mă, toate cele bune!